Vă mulțumesc, stimate colegi, dragi colegi, stimați jurnaliști, dragi concetățeni, bună ziua! Începem evenimentul de lansare în campanie electorală pentru alegerile prezidențiale din 20 octombrie 2024. Stimați colegi, onorată asistență, dragă țară! Cu voia Domnului și susținerea a peste 27.000 de concetățeni de-ai noștri, care ne-au acordat înaltă încredere, semnând pentru înaintarea mea în calitate de candidat pentru funcția de președinte a Republicii Moldova, suntem astăzi aici la evenimentul de lansare a campaniei electorale a candidatului Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei la aceste alegeri cruciale pentru soarta țării și a întregului nostru popor. Alegerile prezidențiale din acest an constituie exercițiul cel mai important pentru următorii 4 ani, dar îndrăznesc să afirm că și pentru soarta de mai departe a țării. Aceste alegeri vor determina cui va aparține țara mai departe, propriului popor, nouă moldovenilor și fraților noștri de diferite etnii cu care trăim aici în armonie, sau străinilor neobolșevici reprezentați de o grupare marionetă de la guvernare. Deci ce mie înțelege foarte bine importanța pentru țara acestor alegeri și din această cauză ne-am asumat responsabilitatea de a participa și învinge la acest putin crucial. Purtăm responsabilitatea în fața fiecărui cetățean al Republicii Moldova, indiferent de preferințele sale politice, dar în mod special în fața acelor oameni care își leagă mari speranțe ca aceste alegeri să aducă schimbarea, să aducă o viață mai bună pentru moldoveni, aici, acasă, în țara lor. Suntem partidul care la alegerile locale ne-am plasat printre primele partide din Republica Moldova, primele 4 după numărul de voturi obținute, după numărul de primari și consilieri. Cetățenii care ne-au susținut toamna trecută așteaptă de la noi să continuăm lupta, să readucem dreptatea și echitatea în țară. Avem obligația morală față de ei, dar și față de generațiile următoare de moldoveni să luptăm pentru țara noastră, să nu cedem străinilor și marionetelor lor. Avem obligația să luptăm și să învingem față de oamenii care au înțeles foarte bine ce se ascunde după masca mincinoasă a pseudo-integrării, care servește regimului marioneta acoperiș pentru furt și corupție, pentru dictatură și suprimarea oricărei opinii diferite. Stimați colegi, suntem aici în aceste alegeri pentru a apăra oamenii lideri de frică, lideri de dogme și prejudecăți, pentru a scutura regimul fidos deghizat în haine smerite. Noi, dragi colegi, acei care în pofida presiunilor la locul de muncă și în viața cotidiană rezistăm acestui regim, suntem datori în fața oamenilor să luptăm. Și vom lupta. Și vom învinge. Pentru că adevărul și libertatea n-au preț. Sunt mai puternice și presus decât toate. Vreau să vă mulțumesc, stimați colegi din PDCM, președinți de raioane și primari, consilieri raionali și locali, membri de rând și simpatizanți, pentru decizia și determinarea dumneavoastră de a fi împreună, de a lupta pentru dreptate și libertate. Purtăm și ne asumăm această responsabilitate în fața poporului, stimați colegi. Cum vă mărturiseam și cu alte ocazii, nu aș fi acceptat niciodată să concurez pentru o poziție atât de responsabilă pentru țara noastră, cum este cea de președinte, dacă nu aș avea pregătirea necesară, încrederea în propriile forțe și potențial, dar și susținerea dumneavoastră, colegii mei din echipa Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei. Modestia și cumpecădenia nu vă permite să etalați ceea ce le cunosc chiar și oponenții noștri de la guvernare. În acest partid avem cei mai profesioniști și pregătiți oameni pentru administrarea treburilor în țară. Și acest potențial de anul trebuie să fie valorificat la maxim. Trebuie pus în serviciu acestui stat ajuns în derivă. Suntem datori, stimați colegi din PDCM, să ne implicăm, să luptăm pentru ceea ce ne-au lăsat străbunii
și pentru ceea ce suntem noi datori să lăsăm urmașul pentru țara noastră, Republica Moldova. Lupta va fi greu și eu știu că toți dumneavoastră pe deplin conștientizați acest lucru. Însă niciun regim dictatorial, indiferent câtă susținere n-ar avea de la străini, nu poate învinge propriul popor. Nu poate fi mai puternic decât dorința moldovenilor de a trăi liber, într-un stat liber. Frica și minciuna sunt armele lor. Curajul și adevărul sunt armele noastre. Noi vom dărui. Poporul nu poate pierde. Stimați colegi, după cum am făcut-o și în campanie electorală din toamna anului trecut, noi vom purta o campanie corectă, cu respect deplin față de alegători, dar și față de concurenții noștri. Populismul ieftin și promisiunile colorate nu și-au locul în programul nostru. Nu sunt argumentele noastre pentru a ruga și convinge alegătorii să ne susțină. Personal, consider populismul și milogeala față de străini o formă gravă de manifestare a lipsei de respect față de cetățeni. Un procedeu care a erodat timp de decenii credibilitatea clasei politice și, în consecință, încrederea poporului în propriul stat. Eu vreau să ne păstrăm și să ne dezvoltăm statul. De aceea vom fi unește mesaje și promisiuni. Le vom spune oamenilor realitățile, indiferent cât de dure nu sunt ele. Doar așa se poate restabili încrederea oamenilor în clasa politică și în instituțiile statului. Vom fi scupi la promisiuni și vrednici la fapt. Cu 33 de ani în urmă, tânăr fiind și crezător, eram personal martor și participant la evenimentele de emancipare națională, în rezultatul cărora noi, moldovenii, ne-am redobândit independența și statul. De atunci, am profund implantat în sufletul și conștiința mea sentimentul de patriotism și determinarea de a munci și contribui la dezvoltarea statului nostru, fără de care moldovenii nu au cum să reziste, să mai continue să fie popor distinct și autentic. Moldovenii au statul lor și eu vreau să-l avem încă multe veacuri înainte. Aceasta este posibil, pentru că Moldova are potențial inclusiv economic. Condiția principală pentru ca statul nostru, al moldovenilor, să poată exista, este ca el să aparțină cu adevărat cetățenilor, nu elitelor, care să fie să spună că sunt moldoveni, care sunt gata să-l închine străinilor pentru 30 de arginți. De aici se rezultă cel mai important angajament al meu în fața oamenilor în calitatea mea de candidat la funcția de președinte al Republicii Moldova. Angajamentul de a readuce statul în slujba oamenilor, de a le pune la dispoziție instituțiile statului, întreținute din impozitele și taxele plătite de oameni. Astăzi, instituțiile statului nu sunt în serviciul oamenilor și nici al legilor și Constituției. Statul nu aparține cetățenilor. Vom salva acest stat, îl vom restitui oamenilor. Acesta este angajamentul meu suprem, sacru, în fața dumneavoastră, stimați cetățeni a Republicii Moldova. Stimați colegi, onorată asistență. Am convingerea că esența existenței statului este asigurarea unui nivel de viață decent, în siguranță și pace pentru fiecare cetățean al țării. Iar rolul președintelui Republicii Moldova este să asigure ca statul să-și îndeplinească această datorie față de cetățeni. Fără discriminare, indiferent dacă se află în țară sau peste cotare, dacă se află în America sau Rusia, fiecare cetățean are dreptul și obligații egale în acest stat și președintele trebuie să asigure respectul statului în egală măsură față de toți cetățenii țării. Constituția și legile Republicii Moldova stabilesc clar competențele președintelui țării și oferă pârghii suficiente pentru a asigura funcționalitatea statului în interesul poporului Republicii Moldova. Trebuie doar ca președintele ales de oameni la 20 octombrie să poată și să dorească îndeplinirea această datorie sfântă a sa. Reieșind din această misiune cheie a președintelui țării de a pune statul în serviciul fiecărui cetățean al Republicii Moldova, programul meu, în calitate de candidat la această funcție supremă în stat, are la bază 10 priorități fundamentale.
1. Restabilirea funcționalității instituțiilor statului, care în ultimii 4 ani au servit intereselor de partid, nu cetățenilor care le întrețin. În conformitate cu Constituția țării, președintele Republicii Moldova este șeful statului, reprezintă statul și este garantul suveranității, independenței naționale și a integrității teritoriale. Reieșind din această prevedere constituțională fundamentală, președintele Republicii Moldova este persoana principală responsabilă de funcționalitatea statului, de respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor țării, de asigurare de către stat a unui nivel de viață decent pentru fiecare cetățean al țării. Președintele țării nu are competențe directe pentru a majora salarii și pensii, pentru a stabiliza prețurile și tarifele, pentru a oferi servicii publice sau pentru a dezvolta infrastructura drumurilor și aprovizionării cu apă. Dar președintele Republicii Moldova are toate competențele constituționale și este obligat să asigure funcționarea instituțiilor statului astfel încât toate aceste condiții indispensabile pentru viață decentă a cetățenilor Republicii Moldova, aici, acasă, să fie îndeplinite. Obiectivul de repunere a statului în slujba cetățeanului va fi realizat prin depolitizarea instituțiilor, atragerea cadrelor profesioniste în structurile de stat și transmiterea sub controlul opoziției parlamentare a instituțiilor independente de stat, inclusiv Curtea de Conturi, Comisia Electorală Centrală și Consiliul Coordonator al Audiovizualului. De asemenea, sub aspect de politică externă, ne vom preocupa de promovarea unei politici externe în interesul național al țării noastre și implementarea agendei de integrare europeană, respectând interesele naționale ale Republicii Moldova și în baza unei susțineri din partea majorității cetățenilor țării, exprimată printr-un referendum național la finalul procesului de negociere, atunci când sunt clare condițiile de aderare. 2. Stoparea plecării oamenilor din țară și ameliorarea situației demografice. Măsuri indispensabile pentru existența de mai departe a poporului și țării noastre. Țara care exportă oameni nu poate supraviețui mult timp, iar factorii care alungă oamenii din țară trebuie să constituie preocuparea de bază a președintelui țării. Republica Moldova se confruntă cu o problemă demografică chiar mai acută decât în războiul 2 mondial. Ori scăderea de 4 ori a numărului de nou născuți în ultimii 35 de ani constituie o adevărată catastrofă demografică și pune în pericol existența de mai departe a poporului nostru. În afară de problemele economice cu care se confruntă societatea noastră de la momentul declarării independenței, care afectează situația demografică, cel mai important factor care reduce natalitatea este plecarea masivă a oamenilor tineri din țară. Pentru a stopa plecarea oamenilor din țară și a crea condiții de întoarcere cetățenilor noștri acasă, trebuie de preocupat de factorii care au determinat să plece, inclusiv lipsa unui loc de muncă cu salariu suficient pentru o viață decentă, lipsa perspectivei de a procura o locuință, infrastructura publică degradată, incertitudinea, securitatea, etc. etc. Și noi avem soluții reale la aceste probleme. 3. Asigurarea păcii, securității și coabitării armonioase și fără discriminare pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Respectarea principiului neutralității militare. Politica externă bazată pe principiul respectului reciproc între state și al independenței și integrității teritoriale a țării. Politica internă bazată pe respectarea drepturilor constituționale ale tuturor cetățenilor țării, fără discriminare. Principii de bază pentru realizarea acestor obiective. 4. Pensii și alocații sociale demne de viață umană. Toți pensionarii și persoanele cu nevoi speciale trebuie asigurați financiar de stat la un nivel corespunzător evoluției prețurilor. Vom restitui cele 15% din indexare furate de la pensionari de actuala guvernare în 2023. Și recalcularea pensiei pentru oameni cu stagiu realizat parțial sau complet până în 1994, precum și a tuturor cetățenilor angajați în câmpul de muncă după atingerea vârstei de pensionare. Aceste măsuri constituie
acțiuni esențiale pentru atingerea acestui obiectiv. 5. Dezvoltarea economiei naționale, sursă de bază a locurilor de muncă și a salariilor suficiente pentru viață decentă aici în țară. Investițiile în infrastructura publică, reducerea impozitelor pe salarii, cum am mai făcut-o, liberalizarea activităților economice, cum am mai făcut-o, și garantarea securității investițiilor private sunt soluții de bază pentru crearea locurilor de muncă bine plătite și a creșterii economice în țara noastră. 6. Dezvoltarea sectorului agral și industriei de procesare constituie necesitatea absolută pentru stoparea declinului economic și a degradării localităților sătești și centrelor raionale din țară. Revederea politicii de subvenționare pentru a stimula producția agricolă primară și prelucrarea acesteia la întreprinderile din țară sau utilizarea în sectorul zootehnic. Consolidarea infrastructurii de irigare și asigurarea accesului produselor agroalimentare moldovenești pe piața internă și externă. Reluarea programului de construcție a platformelor agroindustriale în fiecare raion lansat în anul 2020. Acestea sunt măsurile prioritare pentru atingerea obiectivului dat. 7. Atingerea dreptului la educație pentru fiecare copil și tânăr din țară, susținerea sportului. Ori închiderea masivă a școlilor nu economisește bani, dar distruge potențialul intelectual și economic al țării. Statul trebuie să asigure funcționarea cel puțin unei instituții de învățământ primar în localitățile țării. Trebuie să ofere părinților acces pentru copiii lor în instituții preșcolare și să restabilească învățământul profesional tehnic. Antireforma în educație și cercetare trebuie stopată, iar investițiile publice în pregătirea și motivarea cadrelor pedagogice trebuie să corespundă necesităților acestui domeniu vital pentru societatea noastră. 8. Asigurarea accesului la servicii medicale de calitate pentru cetățenii țării. Este condiția esențială pentru prosperare economică și viață decentă în țară. Accentul pe profilactică prin asigurarea de către stat a unui examen medical anual pentru fiecare cetățean al țării și promovarea unui mod sănătos de viață. Susținerea programelor de stat de tratament al maladiilor cu cel mai mare impact asupra mortalității, inclusiv bolile cardiovasculare și oncologice. Atenția sporită asupra sănătății copiilor, în general, și a celor cu necesități speciale, în particular, constituie activități indispensabile pentru atingerea acestui obiectiv major. 9. Educația culturală și patriotică, dezvoltarea artelor și păstrarea tradițiilor strămoșești. În domeniul prioritare pentru un stat cu comunicători responsabili. O națiune care nu investește prioritar în educație, cultură și sport nu poate prospera nici într-un alt domeniu. Este sortită dispariție. Este o adevăr testat de-a lungul istoriei umanității, iar toți care au uitat acest adevăr s-au pierdut în praful istoriei ca popoare și state. O societate moldovenească cu un nivel înalt de cultură, educată în spirit patriotic și cu valori umane ancorate în tradițiile și credința poporului nostru, sunt obiective existențiale pentru poporul Republicii Moldova. Este responsabilitatea statului să asigure un nivel adecvat de finanțare pentru susținerea artei și culturii, educației patriotice și eforturilor de păstrare și promovare a tradițiilor strămoșești. 10. Asigurarea unui mediu ambient sănătos pentru viața cetățenilor țării. Este una din cele mai importante sarcini ale instituțiilor statului. Extinderea suprafețelor împădurite, soluționarea problemelor legate de stocarea și utilizarea deșeurilor solide, gestionarea eficientă și respectarea standardelor ecologice a utilizării resurselor acvatice din țara noastră sunt elemente cheie pentru păstrarea unui mediu de viață. Stimați cetățeni, timpul restrâns pentru acest eveniment de lansare mi-a permis să vă prezint doar denumirea și ideile de bază a priorităților din programul electoral. Acțiunile concrete impuse în program, majoritatea dintre care vor fi convertite de mine în proiecte de inițiative legislative cu care voi merge în Parlament pentru a fi promovate și implementate, sunt plasate pe pagina noastră din internet și materialele promoționale.
cu care vom merge în fața oamenilor în această campanie electorală. Sunt absolut convins că realizarea acestor obiective poate apropia orice președinte de țară de obiectivul major de a asigura un nivel de viață decent pentru fiecare cetățean al țării. Теперь, с вашего позволения, уважаемые коллеги, я бы хотел кратко...